Peter Sijjartor recunoaște ce s-a încercat ascunderea contractului prin care România dă Ungariei gazul din Marea Neagră, presa a simplificat informația. Ministrul Afacerilor Externe sublinierei Comercului Exterior al Ungariei, Peter Sijjartor, a declarat joi, într-o conferință de presă susținut la Târgu Mureș subliniere, ce mass media a simplificat informația referitoare la contractarea în Ungaria de gaze din cementul de la Marea Neagră exploatat de OMV sublinierei ExxonMobil. Situația este în felul următor, Transgaz România sublinierei FGSZ Ungaria, echivalentul Transgazului, au anunțat o licitație pentru capacitatea gazoductului român-ungar, pe direcția dinspre România spre Ungaria, din 2022 la 2037. Această licitație a fost anuncat de Transgaz sublinierei FGSZ în Ungaria bazat pe calculele ce la acel moment cementul de gaz din Marea Neagră va fi exploatat de consorciul americano-austriac format de cei de la ExxonMobil sublinierei OMV. Două companii maghiare au terminat numărul 1 sublinierei numărul 2 în această licitație, ceea ce înseamnă ce aceste două companii maghiare sublinierei au asumat ce vor utiliza întreaga capacitate a gazoductului, care anual înseamnă 4,4 miliarde de metri cubi, aceasta este capacitatea. Acest lucru practic înseamnă ce, dacă începe exploatarea în 2022, a sublinierei acum este programat sublinierei dacă gazul din Marea Neagră se va livra înspre nord, către Ungaria, atunci capacitatea este rezervată de aceste companii, a explicat Peter Sijjartor. Agenția de presă Ungarmt informa pe 5 februarie ce România va pune la punct condițiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria până în 2020, în conformitate cu un acord semnat la București sublinierea de externe din cele două țări. Peter Sijjartor sublinierei Teodor Mele subliniere Canu, cu ocazia vizitei oficialului de la Budapesta în capitala României. Ulterior, MEAE Român a precizat, într-un răspuns transmis pe 7 februarie a GERPRES, ce ministrul român de externe, Teodor Mele subliniere Canu, sublinierei omologul său ungar, Peter Sijjartor, au abordat, în timpul discuțiilor de la București exclusiv teme cunoscute deja public, iar în acest cadru nu a fost semnat niciun acord privind tema energiei. MEAE menționa ce în cursul convorbirilor au fost reluate exclusiv elementele deja cunoscute public sublinierei stadiul proiectelor aflate în curs de derulare, fără alte elemente de noutate, între care sublinierei asigurarea interconectrii bidirecționale a infrastructurii de gaze în conformitate cu planul de dezvoltare a Sistemului Național de Transport, SNT, gaze naturale al companiei Transgaz. Conform acestui plan, asigurarea interconectrii se va face în corelație cu dezvoltarea proiectului BRUA, a cărui finanțare parțial este asigurat din fonduri europene. Dezvoltarea în timp,
pe etape, a capacității interconectrilor, sublinierea infrastructurii BRUA constituie proiecte omologate în formatele inițiate la nivelul E, sublinierei incluse pe lista proiectelor de interes comun ce primesc finanțare european prin programul CEF. Connecting Europe Facility, NR, Artamea e, în precizare.